Bine ați venit la Executive cu Florin Constantin, podcastul în care ne dăm seama dacă agricultura României mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. O am astăzi alături de mine pe Monalisa Ungureanu. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Monalisa, poziția ta și organizația în care activezi acum? Reprezintă Agri România, sunt director general, sunt alături de Agri România, să numesc Agri România de șapte ani. Știi foarte bine că noi am început ca Redoxim și Confert, și astăzi deja ne apropiem de șapte ani de prezență, origin în România. Ei sunt cei doi omuleți care și-au dat mâna în pinul tău? În pinul meu și-au dat mâna inteligența și inovația. Este ceea ce simbolizează Agri, astăzi, în piață, alături de alte valori pe care le, le promovăm. Să facem un mini-CV, ne uităm în special la experiența ta pe lanțul agroalimentar. Câți ani și în ce companii? Dacă e mini, aș putea sumariza 25 de ani de agribusiness. Am Mulțumesc. crescut în companii ambițioase, antreprenoriale, românești. Sunt foarte mândră de această evoluție. Am activat în poziții de executiv în toate aceste companii. Am experiență atât în ceea ce privește fermă vegetală, creșterea animalelor, procesarea cărnii, și, de ce nu, acum în distribuție, care a fost, să spun, un, um, o provocare acceptată acum șapte ani, gândindu-mă eu că va fi mai simplu, dar nimic nu e simplu. Mi s-a dovedit acum la maturitate. În concluzie, este cea mai amonte poziția ta pe lanțul de valoare, dar care au fost nominativ companiile în care ai activat înainte de Agri? Cristin, o experiență cea mai lungă, Carmistin, grupul Carmistin, am fost și într-un proiect la INDS internațional. Tu știi foarte bine că au activ, aveau activități atât în grupul Pastor cât și în fermele pe care le au la Borcea și la Stelnica. Deci, cam astea sunt. Nu am avut prea... Am stat mulți ani acolo unde am fost și am făcut niște lucruri, spun, legături legate de agribusiness. Un singur pit stop l-am avut de 2 ani în segmentul medical. Am fost CFO pentru Medlife. A fost o experiență foarte interesantă, dar sunt astăzi în agribusiness din nou. Acum te uiți la sănătatea plantelor. Pune un pic așa despre organizația ta, de ce mize aveți la nivel local, la nivel global, ce reprezintă Agri la nivel uh, internațional? Noi facem parte din grupul Origin Enterprises, care are investiții în mai multe țări. Ca evoluție au început din UK, în Irlanda, au uh, prezență, uh, piețe diferite față de ceea ce noi acum numim continentul Europe, regiunea din care facem parte, Polonia, România și Ucraina. Pe de altă parte, suntem mândri că avem și de trei ani colegi în Brazilia, unde experiența este extraordinară. Deci cam astea sunt țările în care Origin activează și în care încearcă să implementeze un model specific, având atât funcții de producător, în UK și în, în, în Irlanda în special, ei activează în sectorul de îngrășăminte, producând amestecuri pe care le, le distribuie în, atât către utilizatorii profesionali cât și către subdistribuție. În schimb, în ceea ce înseamnă UK, unde s-a născut și brandul Agri, modelul de afacere axează de, în relație directă cu fermierul: distribuție și creștere valoare adăugată la nivel de fermă. Practic, nu este doar o vânzare de produse, este o vânzare însoțită de un de sfaturi tehnice și de valoare adăugată pe care vor să o imprime la nivel de fermă. Brandul Agri a fost a dus și în România la sfârșitul anului 2019 când noi am implementat brandul alături de colegii din Ucraina, cu doi ani înainte și colegii din Polonia l-au implementat, astfel încât tot ce înseamnă distribuție este reprezentată la nivel global, acolo unde suntem prezenți de către Agri. Țările cu tradiție în producție, ni s-a alăturat și Brazilia. Acolo avem iarăși o tradiție în a produce îngreșăminte și a face îngreșăminte speciale. O companie orientată pe marile țări producătoare agricole, ne mândrim că România face parte din acest club VIP în care agrii se dezvoltă. Spune Monalisa, câte persoane în headcount, în general în România, în total, și câți îți raportează în mod direct? Am 8 uh, persoane care îmi raportează direct, uh, dar în total Agri este însuflețită de 400 de 420 de angajați Mulți în toate înainte. departamentele. Uh, să fie, să fie. <laughs> Dintr-o anumită perspectivă, este un deziderat, uh, dar calitatea este mai importantă la noi decât cantitatea. Deci avem, avem uh, o prezență semnificativă la nivel național, ca distribuitor. Ce faci tu ca manager să-ți motivezi angajații? Ce face Agri? Și eu ca lider. Îmi place să cred că modelul ideal este să încurajez oamenii să participe, să, aibă, să ai un management participativ, recunoașterea performanței, sunt cele mai importante modele de asta motivați. Deci, în Agri, noi creăm o cultură constructivă, cultură care se manifestă prin implicarea oamenilor, prin responsabilizare, prin recunoașterea performanței. Asta, asta cu siguranță nu o să dea greș nici nicio altă organizație. Practic oamenii voștri primesc niște obiective, voi ajutați să le atingă și în momentul când le-au atins primesc niște, da. niște beneficii. Da, da, da. Ce face Agri ca să își loializeze clienții și partenerii? Cred că cel mai important este să îți păstrezi cuvântul și să, să faci ceea ce spui și să spui ceea ce faci. Pentru mine, asta este cel mai important și pentru echipa de management agri România. Asta e cea mai frumoasă loializare. Evident, ca orice distribuitor, avem și noi mecanismele noastre de loializare, dar care întotdeauna iau în considerare nu o experiență ci un mod, un comportament pe care îl urmărim. Vrem ca acei clienți să vină înapoi la noi și să vină nu că este obligat să vină, ci pentru că recunoaște valoarea adăugată a produselor și serviciilor pe care agriile le, le promovează și le distribuie în piața din România. Alte activități în România, alte investiții, alte diversificări ale grupului origin mai planificați sau rămân? Cu siguranță, focusați? oricând sunt oportunități, le vom lua în considerare. În acest moment noi considerăm că piața este plină de oportunități. Pentru moment ne axăm foarte mult pe proiectele interne de retehnologizare, de simplificare, de crearea valoare adăugată, creșterea numărului de produse în portofoliu. Suntem destul de ocupați, însă dacă apar oportunități, cu siguranță le vom lua în considerare. Avem foarte mare sprijin din partea grupului să facem lucrurile acestea. Să vă dezvoltați aici în România. Da, da. Care sunt, în opinia ta, principale mize de management în sectorul agro în general și în segmentul vostru de activitate, distribuția de inputuri în particular la această oră? Păi aș începe cu segmentul nostru de activitate pentru că sunt foarte familiarizată cu și evident sunt, am agenda de lucru croită în acest sens. Cred că cea mai mare provocare sau miză pe care o avem este modelul de distribuție. Uh, spun asta pentru că noi, ca distribuitor, activăm într-o piață în care Forțele concurențiale, să le spun așa, vin atât din partea celor pe care îi reprezentăm, producători, care își promovează cu intenții bune, zicem noi, produsele, pe de altă parte, îi întâlnim inclusiv la nivelul fermelor, fermierii noștri, cărora le vindem sămânță, au stații de procesare și ne ori interacționăm cu ei în, în piață, pe, pe zona de tratare sămânță. Deci este o, o efervescență competițională extraordinară. O altă miză de management pe care n-aș ocoli-o este legată de client, profilul de client fermier și respectiv pe zona de retail noi avem de a face și cu un client needucat sau mai puțin educat, dar care are anumite nevoi să-și îngrijească grădina proprie sau florile din balcon și aici clienții, cunoașterea nevoilor lor, adaptarea politicilor comerciale și a portofoliului de produse, iar este o miză interesantă de management pe care am luat-o în considerare. Experiența de cumpărare, la fel, și cred că a treia, ca să mă limitez la trei, Aș mai lega-o de resursele interne și modul în care le arocăm, astfel încât să devin, devenim din ce în ce mai competitivi. Și când zic resursele interne, nu mă refer doar la oameni care sunt cei mai importanți din perspectiva agri, ci și mă refer și la resursele financiare. Mi-ai anticipat următoarea întrebare, care este despre provocările financiare cărora voi trebuie să le faceți față. Cea mai mare provocare, aș numi-o metaforic, vortexul discounturilor care, sunt specifice acestei pieți. Este o întreagă efervescență pe subiect. De ce nu, apropo de discounturi și politici comerciale pe care producătorii noștri și pe care îi reprezentăm, le lansează la fel știi foarte bine ce înseamnă vouchere și cross-selling, semințe, pesticide câteodată și care pull strică pull-push pull push și alte lucruri care, din punctul meu de vedere, fac și bine, fac și rău în anumite situații, dar mai mult rău decât bine. Asta ar fi prima, prima mare provocare majoră, care atinge, evident, gros marginul sau partea de comercială. Profitabilitatea. Profitabilitatea, da. Al doilea lucru foarte important este, evident, specific pieței din România, unde fermierul român nu este capitalizat și are legătură cu gradul de colectare. Știi cum e? Ca să fii distribuitor cu funcții de pline, trebuie să-ți asumi colectarea, nu numai să livrezi, ci să și încasezi. Da. Și aș menționa aici, apropo de funcția de distribuitor cu riscuri de pline, aș mai menționa ceva foarte specific acestei perioade, managementul stocurilor. Trecem prin perioade mult mai volatile, mult mai dificile din perspectiva aprovizionării față de alte perioade. Acum, într-adevăr, funcția de distribuitor și riscurile legate de managementul stocurilor sunt mult mai pregnante decât în alte perioade, alte campanii. Sau, cel puțin, se manifestă mult mai profund. Și, nu în ultimul rând, managementul capitalului de lucru. Care este, pe de o parte, legat de gradul de colectare, iar pe de altă parte, creșterea fulminantă a input și specificul pieței care cere mai mult vânzare în finanțare decât cash, conduc la o investiție în capital de lucru foarte mare și atunci trebuie să ai o creștere. Ca să ai o creștere sustenabilă, trebuie să te asiguri că pe tot lanțul ești eficient. Ceea ce tu numești finanțare este, de fapt, faimoasa plată la recoltare sau da, după da, recoltare. Da. Anul 2000. 22 a fost un an complicat în multe zonele țării. Fermierii români sunt mai disciplinați la plată când e anul greu sau e doar un mit? Depinde cum pe cine ai în portofoliu. Sunt fermieri români care știu să-și gestioneze resursele, adică în anii buni să-și pună deoparte și să-și respecte promisiunile. Banal și... pentru zile negre. Exact, să știi că sunt mulți fermieri și eu sunt foarte norocoasă că în ultimii ani am făcut o, să spun, o selecție foarte atentă împreună cu colegii mei din vânzări care au criterii de, uh, clare de performanță din această perspectivă. Și stăm destul de bine în privința aceasta, însă nu ți ascund că mai pot fi și excepții. Situații atipice pe care trebuie să le tratezi cu foarte mare atenție și dacă ai un partener fermier care ți-a plătit 6 ani de zile și dintr-un motiv sau altul are o dificultate financiară, trebuie privit diferit acea situație față de situațiile atipice când în mod real întârzie pentru că așa vrea el să întârzie, dar te anunț că în Agri România în portofoliu sunt din ce în ce mai puțin astfel de fermieri care sunt pe toane cu plățile. E ca acel anunț pe poarta întreprinderii, această unitate își rezervă dreptul de a selecta clientela. Să spunem că suntem în această zonă, dar și uh, sunt momente în care uh, nu este o chestie de aroganță aici, ci este o, uh, o chestiune de fair play și vă spun și de ce. Pentru că noi, ca partener comercial, am spus că facem toate eforturile ca cel cu care noi interacționăm să primească cele mai bune condiții comerciale, să primească produsele la timp și să fie cum să spun, a, asistat de-a lungul evoluției culturii de către echipele noastre. În schimb, cerem și noi partea aceasta de disciplină financiară și cred că este o chestiune de fair play. Visezi? Crezi că vom ajunge într-o zi în piața de inputuri din agribinsul românesc la cash 100 nu cred că vom ajunge la cash 100%, dar cred cu tărie că vom ajunge la cash, mai mult cash decât este acum. Nu visez, este o realitate. De exemplu, în Agri, România, am evoluat foarte frumos, tocmai din selecția aceasta portofoliului. Noi aveam, obi, obișnuiam să avem ca 25-30% cash. Anul trecut am avut 40-45% cash. Ceea ce arată... Feliciteri. Ceea ce arată... Dar a venit după un an bun, agricol. Deci noi ne dorim un 40-45% și după ani mai puțin buni și să fie în anii ideal ca în anii agricol foarte buni când fermierii sunt, să spun, fericiți și primesc un preț corect și bun și înregistrează profituri să poată să-și cumpere. Cred pentru că și ei doresc lucrul ăsta. Eu nu cred că există fermier în lumea asta sau care să nu își dorească să cumpere inputurile și să-și iau grijă și să n-aibă nicio durere de cap. Dar Trebuie să luăm în considerare că și interesul lor este oarecum afectat de situația agricolă și, în special, din perspectiva capitalizării, și unora faptului că nu au acces la finanțare așa cum ar trebui din cauza specificului financiar-bancar, care nu ia, chiar nu, nu înțelege de cele mai multe ori, business-ul lor în perspectivă nu, și îl judecă doar după trecut. Poate-ți dau o veste bună. Noi la executiv în toamna asta, avem două bănci care s-au abonat la training pentru că vor să înțeleagă mai bine mentalitatea fermierilor. Eu, mi se pare un lucru foarte, foarte important. Sper pentru să că... nu fie acele bănci care deja au o tradiție nu, în finanțare. Iată, sunt bănci sunt noi pe segment. Da, e perfect, atunci și vezi bune. I-am încurajat. Iată, trăim sub Imperiul Creditării, uh, un sector foarte dinamic și competitiv, cum spuneai. N-aș încheia secțiunea. De business, înainte de a merge la cea strategică, aș vrea să-ți lansez o întrebare. Cine este numărul 1 în oh. <laughs> România, acum? Uh, să știi că mentalitatea mea și mentalitatea managementului Agri nu este neapărat legată de numărul 1 este cel mai mare. Numărul 1 este cel mai bun. Este cel mai bun în ceea ce face este o mentalitate care înseamnă că trebuie să devii relevant în segmentul tău de activitate, să-ți recunoască valoarea clientul, să poți aduci valoare adăugată și să continui să crești din în, în, în această perspectivă. Și la nivel de Agri-România, eu spun că suntem aici, suntem cei mai buni. Ok, ok, o calitate înainte de toate. Hai să trecem un pic la o imagine mai de ansamblu despre sectorul agricol. România a trimis pe 18 octombrie 2022 un draft de 1000 de pagini de plan național strategic care va ajuta la implementarea la noi în țară a politicii agricole comune 2023-2027. Ce apare sau ar trebui să apară, sau ce nu apare în acest plan național strategic, în opinia ta? O opinie critică despre ce s-a trimis. Florin, cu multă sinceritate îți spun că eu m-am uitat doar pe niște materiale care au legătură, deci nu am avut încă timpul să citesc toate acestea. Știu exact elementele care definesc pactul acesta agricol și politicile agricole comune și ce vizează ele, pentru că în baza lor ne-am ne construit și noi strategia. Clar că elementul cel mai important pe care l-am luat în considerare era apropo de pesticide și de reducerea consumului de pesticide și ceea ce mi-aș dori să se întâmple este ca să avem un, un, un cadru realist ambițios, de să fim ambițioși, dar și realiști, pentru că România este una din consumatoarele, să spun, cei care consumă printre foarte puține substanțe active la hectar. Ori o reducere, fără să ai o pregătire prealabilă a a ceea ce poți sau cum poți substitui acest consum fără o educație a fermierilor va fi un dezastru și va fi un dezastru din perspectiva producțiilor și din perspectiva securității alimentare. Dacă tai mult din puțin, rămâi și cu mai puțin și atunci nu ajungem nicăieri. Practic ne, ne eliminăm exact, șansa de a rămâne exact. competitiv. Ceea ce mă bucură, în schimb, toate acele direcții de agricultură verde, de creșterea performanței, de. Sunt lucruri sănătoase, deci clar că sunt niște direcții sănătoase, dar foarte atent, atent să fim la tacticile pe care le, le adoptăm la nivel de țară. Cum ajungem acolo, de exact, fapt, calea exact, exact. importantă. Care sunt avantajele competitive ale României în context mondial și UE? Sau principalul avantaj competitiv? Cred că ți-aș răspunde mai bine la această întrebare dacă m-aș rezuma la um, comparațiile pe care le pot face cu țări în care originea este prezent. Ceea ce am remarcat în toate vizitele specialiștilor colegii mei din, din origin, mulți au apreciat calitatea solului. Uh -huh. Au fost... Foarte apreciativ la, cu privire la calitatea solului. Clar că avem un avantaj competitiv legat de o suprafață agricolă generoasă, o tradiție, o pasiune pentru agricultură, un istoric care ne recomandă, producții agricole record, dar calitatea solului a fost în nenumărate situații remarcată. Și aș mai puncta ceva, tot din comparațiile pe care le am cu țării în care noi activăm. Deschiderea față de nou, deși poate aspirațiile și ale mele și ale tale sunt să fie mai repede, să se întâmple mai repede, să știi că ritmul cu care se produc schimbările la noi în țară este mult mai dinamic decât în alte țări cu tradiție și care au, cum să spun, o agricultură mai matură din punct de vedere agricol. Și aș face aici o comparație cu UK-ul și spun și în mod specific. Produsul nostru Digital Riza a fost mult mai ad rapid adaptat în România decât în UK. Ceea ce pentru mine este wow. Îmi spui că fermierii români sunt mai deschiși la inovație. Știu că voi da. aveți anul inovației. Da. Da. Ce l aduceți concret în acest pachet de inovație agricultorilor români? Anul inovației pentru Agri-România este anul care privește atât relația cu clientul prin, prin experiențe să spun de digital și experiențe, proiecte de digital care nu, 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 nu axează doar folosirea produsului Riza, ci și experiențe de interacțiune. Avem câteva proiecte care urmează să fie lansate, din această, care, repet, sunt în interacțiunea cu clientul fie că el este client de retail sau așa zisul client consumator non-profesional, de, la cât fitofarmacie. Și client, de la fitofarmacie, cât și client fermier care poate să aibă acces în mod real și foarte transparent la tot ceea ce înseamnă politică comercială, documente în relația cu agri, istoric, statistici și lucruri care pot face interacțiunea administrativă a directorului nostru de vânzări mai ușoară de ce spun asta? Pentru că, mă rog, ca în orice business, omul de vânzări are funcție de comercială, da, dar și o administrativă. funcție administrativă. Da. E, noi vrem ca acești colegi ai noștri să fie ajutați. Și de ce nu, în felul ăsta să, să promovăm și un soi de transparență față de partenerii comerciali pe care îi avem, în special cu fermele, și le dăm această experiență. Deci, pregătim această, să spun, transparență și experiență, un fel de customer portal, care va fi foarte. noi pariem că va fi foarte accesat. Apropo de anul inovației, tot în anul inovației, evident, avem o mulțime de produse noi pe care o să le lansăm, inclusiv în primăvară. Am început din această toamnă cu rea tratată. Cu siguranță sunt portofolii, atât în categoria semințe, cât și în categoria pesticide, portofolii de produse exclusive, pentru că, dincolo de tot ceea ce reprezintă portofolii consacrate de la mari producători, avem și noi segmentul nostru de produse exclusive pe care îl creștem sunt multe, iar anul inovației pentru Agri înseamnă multă regândire și reinventare din perspectiva proceselor interne, a procedurilor, a modului de a face business, astfel încât să devenim mult mai agile, mult mai uh, deschiși și mult mai uh, Eficienți în tot ceea ce facem. Deci, există foarte multe planuri și aici mă bucură foarte mult să promovez unul din proiectele interesante pe care îl avem acum, legat de încurajarea colegilor să vină cu idei și eu stă un fel de competiție internă creată pe această platformă de idei, idei în Agri. Sunt multe lucruri frumoase care se întâmplă la noi din perspectiva inovației. Revoluția Agri este în mișcare evident pe toate planurile. Revenind un pic la cazul României, pentru că e o țară frumoasă, dar nu putem să facem excepție de ea, trăim în și asta ne ocupă tot timpul. Care este principala oportunitate de dezvoltare pe termen scurt și mediu, că știu că și voi aveți planuri pe 5 ani, bugete pentru România în următorii 5 ani, 3-5 ani, care este principala oportunitate de dezvoltare în zona agroalimentară? Mai, cred că aș trebui să ne rezumăm la oportunitățile pe care și pactul acesta sau politicile agricole comune le vizează. În primul rând, oportunitatea cea mai mare a României este că putem crește viabilitatea fermelor. Le putem crește, poate, de ce nu, valoarea adăugată. Fermierii mici și mijlocii să poată să devină din ce în ce mai capabil să-și producă și să producă și pentru noi. M-aș bucura să văd și sper să avem și cred că este o oportunitate să mai ne și diversificăm din punct de vedere al culturilor, pentru că avem foarte mare cerere de legume și fructe care vin din afară, și cred cu tărie că România poate să asigure o mare parte din aceste consumuri. Există, de ce nu, poate creșterea nivelului de trai la sat, pentru că ne confruntăm. Munca la sat este din ce în ce mai grea și mai puțin acceptată. Nu ne place să mergem în rural, doar în weekend-uri și de sărbători, să ne bucurăm de tradiții, dar eu cred că satul românesc are mult mai multe de făcut și de adus din această perspectivă. Fă așa un SWOT rapid, punctele forte, punctele slabe ale fermierului ro român, o caracterizare A, e Grozavă întrebarea. Uh, punctele forte. Eu cred cu tărie că uh, fermierul român uh, este pasionat de ceea ce face, ambițios, și cred că asta este cel mai tare punct pe care îl putem lua în considerare apropo de, de viitor. Punctele slabe, evident, vin din contextul actual. Sunt ferme, Fermierii români sunt slab capitalizați și neprotejați, vulnerabili pentru că tocmai am trecut prin ani agricol dificil și am văzut exact câtă vulnerabilitate există. Dacă ar fi să mă gândesc la oportunitățile pe care le au, clar că acest uh, politici agricole comune și tot ce se conturează în schimbul uh, creșterea eficienței fermelor și de ce nu oportunitățile reale pe care le au, uite, cum este și Agri, un actor care, pe lângă forța de vânzări pe care o dedică în conversația comercială, o forță pregătită din punct de vedere tehnic și nu mai comercial, comercial, care poate să le aducă valoare adăugată, iarăși știți foarte bine că sunt furnizori și mulți stakeholder din industrie care participă în programe de pregătire. Deci cred că o oportunitate reală fermele românești să, să beneficieze de această, să spunem, deschiderea noastră către a educa și de a ajuta să-și dezvolte, dezvolte afacerile. Iar la amenințări din mediul extern, o doamne aici iar își revin la durerea noastră, irigațiile, schimbările climatice. Schimbările climatice, vulnerabilitatea asta legată de, de secetă. Încă știi cum în spiritul nostru care românesc, noi nu suntem proactivi, suntem reactivi. În fiecare an când ni se întâmplă începem iar să plângem, să realizăm că ceva trebuia făcut. Da. Mizele pieței muncii în agricultura românească Numărul și calitatea resursei umane găsiți ușor oameni în echipa agri e, e o provocare, e un. Este Ușul o provocare, este o provocare. Cred că mentalitatea noastră este să lucrăm cu puțin și buni, nu găsim ușor oameni care să se apropie de valorile noastre, pentru că nu știu ce să spun, domeniul ăsta agro este destul de. Nu știu e nu așa de așa de pensii ca alte la... domenii de activitate. Eu am, în rândul cunoștințelor mele, foarte mulți colegi care îmi spun: Băi, tu cât mai reziști în domeniul ăsta de activitate? Și în ciuda faptului că explică că este un domeniu interesant, care îți oferă niște perspective, că poți să, poți să faci lucruri frumoase în domeniul ăsta, nu este chiar atât de interesant din perspectivă carieră. E mai ales că. Aici mai avem un punct, când, când e o chestie de motivație, indiferent ce ai face, inclusiv la nivel de management, în anii proști, secetoși, când fermierii nu pot să plătească, nu, nu poți atinge obiectivele. Și atunci este frustrant că depinzi de, de o mână nevăzută, de ceva, e, e foarte greu în agricultură, spre deosebire de alte domenii de activitate unde factorul ăsta extern, timpul, nu, nu e așa de... Sperma e uzină sub cerul liber. Exact, exact. Tocmai de asta nu este chiar așa de ușor de atras oameni în domeniul nostru de activitate, însă facem tot ce ne, ne stăm putință să-i păstrăm, să-i motivăm și să putem să, să evoluăm ca echipă. Dacă nu sunt oameni, când vor veni roboții și ce facem până vin roboții full scale la scară de plină să digitalizăm sapa românească? Oh. <laughs> roboții sunt, acum nu știu cât o să-i folosim, că i-am văzut, i-am văzut și m-am întâlnit și eu cu ei. Am făcut, inclusiv în Agri România, am făcut câteva să spunem, experimente de loturile noastre demonstrative au fost tratate cu drone. Avem programul nostru digital care na, nu sunt roboți, sunt sateliți care ajută fermierul român în monitorizarea culturilor. Eu spun așa, roboții sunt aici, trebuie să știm să-i folosim, să fim deschiși să-i folosim. Deci, cred că am evoluat și evoluăm, dar e vorba de deschidere. Ce face organizația voastră în acest context pe care l-am descris ca să rămână competitivă în fiecare zi? Am spus și cred cu tărie că ăsta este focusul nostru în agri, asta este vibe asta este cultura. Să facem, să facem în fiecare zi să fie mai bine decât a fost ieri. Avem noi așa un, un moto al nostru intern. Să facem din ce în ce mai bine, să fim din ce în ce mai buni, iar acest an al inovației nu întâmplător este ales. Este anul în care, cu siguranță, ne vom regândi procesele, ne vom gândi mai mult ce putem face ca să fim competitivi. Deci, facem tot ceea, dar nu ne... Nu ne și, și, și aș vrea să punctez aici, noi nu ne referim doar la... Ceea ce se întâmplă intern, ne referim pe tot lanțul. Ce Relația cu clientul, relația cu alt stakeholder, relația cu internă, noi între noi să fim deveni mai eficienți. Deci, din toate unghiurile. Ultimele de întrebări, punct, punct lovit. Ce nu merge bine acum în agricultura României și de ce? O, oh, doamne, nu merge. <laughs> nu merge pentru că e prea multă politică și nu este nimic pragmatic. Asta nu merge. E multă politică, nu sunt suficiente politici. Așa, abricoli. da, exact. Okay. Este pragmatism și chiar dacă exista politici, trebuie să ne asigurăm că ele trebuie trebuiesc aplicate. Aplicabilitatea lor, asta nu se întâmplă. Este păcat. Este păcat pentru că noi suntem recunoscuți ca buni manageri, sunt foarte mulți români care reprezintă cu brio țara noastră și e păcat că se întâmplă lucrurile astea. Asta nu merge, e prea multă politică. Ce ai face dacă mâine ai devenit ministrul al agriculturii, primele trei măsuri pe care le-ai luat de urgență? Sau... Dacă îmi dai... Bine, trei. Trei, trei. Primele trei. Prima ar fi, evident, echipa. Pentru vremuri noi, oameni noi, indiferent de cât specialiști ai, este bine să setezi un alt, un alt perimetru, de, un alt teren de acțiune și mi-aș aduce oamenii care, cu siguranță, pot, din punct de vedere practic, să aplice ceea ce ne propunem să aplicăm. Al doilea lucru, aș încuraja asociațiile profesionale să vină cu o listă de dorințe, și primele trei un angajament ferm că trebuie implementate din toată acea listă de dorință, dar rapid, nu luat. Eu, ca stil de management și echipa de management Agri România preferă să aibă o abordare foarte clară. Mai bine să regretăm că am făcut decât să regretăm că n-am făcut. Și a treia măsură, cred că aș schimba sistemul de subvenții, dacă aș putea. Dar știi cum l-aș schimba? l schimba pe un assessment, pe niște criterii de. Dacă aplici tehnologii, să dovedești că ai consumat inputuri și că câte inputuri ai consumat, ai, aplici digital, ai o eficiență, ești un influencer, îmi prom promovezi schimbările, aș face așa un chestionar. Nu faptul că doar de ții teren agricol ești în, în să primești subvenție. Am îți ambițial. propun să discutăm în, în episodul 2. Ultima întrebare. Da, să știi că nu vreau să devin ministru pentru că nu știu să fac politică. Care ar trebui să fie, în opinia ta, obiectivul strategic pe termen lung și foarte lung al României pe următorii 30 de ani? Clar, asigurarea resurselor de hrană din intern și creșterea valorii adăugate a produselor agricole. Cred că asta este ceea ce trebuie să urmărească România: independență și valoarea adăugată a produselor agricole. Cu convingerea că Agri este una dintre cărămizile de la fundamentul competitivității agriculturii românești, îți mulțumesc că ai fost alături de Eu noi. Mulțumesc astăzi. și în numele echipei Agri România, mulțumim și să sperăm că anul agricol ne va aduce satisfacții tuturor și că depășim conjunctura actuală, care este destul de critică din punct de vedere macroeconomic. Mult succes! Mulțumim!